Salutare coculeșilor și bine v-am regăsit la un episod surpriză. De data asta mă voi juca eu singură Roblox și în orice fel de Roblox, un obi dintre ăsta cu nene, cu bunici. Faza este că nu avem aici încă dat în loc la hard mod, pentru că cu siguranță mă știți pe mine cât sunt eu de curajoasă și aș fi dat pe hard. Așa că suntem nevoiți să ne jucăm pe easy. Ia uitați, suntem acasă la un bunic. Doamne, și pur și simplu ne-a pus aici capcană peste tot. Faza este că vreau foarte mult să mă încurajați cu Cocolike. Apăsați acum butonașul de Cocolike să mă susțineți, să fiu și o gameriță. Da? Haideți să vedem cum se descurcă gamerița. Wow! Gamerița se descurcă bine, doar că n-a avut începutul bun. Dar cred că trebuie să aștepte aici, deci cu răbdare. Gamerița va învăța răbdare astăzi. Ia uitați! Ha-ha! Bă, am sărit peste asta! Ați văzut cum i-am făcut? Zici că era de elastic. Așa de fain arăta. Dar ce se întâmplă aici? Mă, bunicule, mă, de unde ai investit un capcan de astea super și șmechere? Știi că la nepoți le place să se dea pe leagă. Eu mă mai dau puțin aici. A, ce fain e-i! Bă, era să cad puțin, dar șș, nu ziceți la nimeni. Din prima! Eu vreau să-l văd puțin pe bunic. Vreau să vedem ce casă mare are, băi, fraților. Dar nu bunic, bunică. Ci că bunica este aici și este supărată. Aveți grijă. Găsiți cărle și duceți-vă pe acolo. Hai de capul și de zilele mele. Ce casă. Asta e bunica, stați puțin că vreau să o văd. Ce papuci cute are. Ce dinți galbeni are. Bă, vreau să o las puțin să văd ce face. M-a gâdilat puțin? M-a gâdilat cu nasul? De vreau să mai văd. Vreau să mai văd că mi-e chiută. Vai, dar ce bronzată e. Oi, bunicu, dai frigider, pițu bătrân. Ce tare, îmi place mult la tine. Urci și pe scări? Urcă și pe scări, bă, fraților. Hai să ne grăbim. Oi, de cap mi-e spatele meu. Dar mi-e drag de ea, vreau să mai văd. Ia, aici mai vine? Nu mai vine și nu putem să ne ducem înapoi să mai vedem. Bunicuțu, dar ce cameră e asta? Asta e camera de scăpare. Bine, hai că ne ducem pe aici. Auleu, dar cu ce designer ai lucrat la casă? Bun, mă, știam la așa ceva. Asta e balustradă. Să vă punem balustradă, doamnă, la casă. Da, dar vreau una foarte specială. Cândva să fie și altă dată să nu mai fie, știți? O dată la câteva secunde să se schimbe. Bun, și că aveți grijă aici, a? Că se întâmplă chestii ciudate. Auleu. What? Bă, și asta este pe easy. Stai, bunico, dar ce se întâmplă aici? Aici vrei să faci șnițele de nepoți? Dar erai dulce la față, erai cute. Vedeți să nu aveți niciodată încredere. Că nu știți ce se ascunde după dinții galbeni. Aveți grijă că bunica a pus capcane de urs. Auleu, și-a pus... E și un gaur acolo. Bunico, dar ce? Au venit urși și ți-au mâncat pe aici pudelele. Uite, am să mă duc pe aici. Că sunt isteață, nu de alta. Ați văzut? Ați văzut? Cât de fain e jocul! Wow! Aici cu siguranță vrea să bată șnițele. Ai de mine, și-au făcut un sistem. Auleu, mi-o redeza nasul. Mă, bunica, dar nu te gândești ce la nepoți? Cred că trebuie pe aici. Așa! Mamă, ce tehnică. Dar unde trebuie să ajungem? Acolo e ușa. N-am fost răbdătoare, sunt femeie și n-am avut răbdare. Deci... Venim pe partea asta. Acum! Auleu! Să nu-i arătați pe Felix, să nu-i ziceți, să nu-i ziceți. Cristina s-a descurcat foarte bine, din prima! E? Ați văzut? Trebuie doar să am încredere în mine, pentru că sunt o gameriță. Stați puțin să ne uităm. Ia uitați cât de greu a fost și cât de ascuțit. Și eu, gamerița, am trecut pe acolo, din prima. Hai să vedem aici, unde ne ducem. Asta e cu viteză! Wow, ce tare! Mi-mi plac foarte mult astea cu viteză. Super! Auleu, ce șmecherie! Astea sunt schele. Asta este o parte a casei pe care bunica vrea să și-o renoveze. Numai că îi mai trebuie niște bani și își așteaptă pensia. Ai de mine! Voi ați văzut ce am făcut eu acolo? La limita limitelor. Deci în viața mea nu cred că am reușit așa performanță. Auleu! Auleu, astea se duc mai jos! Mamă, ce nebunie! Câtă șmecherie și astea cad! Cad? Ai, e mine! Ia uitați ce s-a întâmplat în spatele meu! Băi! Și acum?
Păi vă dați seama că nu s-a salvat. Ba da. Oh, super tare. Ce șmecherie. Bine că s-a salvat. Este joc cu bun simț. Dar nu înțeleg, casa asta zici că e făcută pentru bunica să-și facă șnițele în continuu. Ce e aici? Ia uitați, și-a făcut statuie. Oameni buni, ia uitați, și-a făcut statuie. Voi o vedeți? Și-a făcut o statuie de lemn. Ai de capul și de zilele mele. Am stat acolo să vă arăt statuia ca o fată de treabă. Nu! Dar de ce n-am răbdare? Dacă era Felix aici, spunea, te trec eu? Nu, nu mă treci tu, mă trec eu. Auleu! Stați, că nu m-am sincronizat bine. Stați, că reușesc eu. Nu trebuie să mă treacă nimic, doar sunt o gameriță. Hai să vedem. Deci de aici, sărim aici. Știi, sărim aici. Se duce mai la margine. Și este! Ați văzut? A trebuit doar să mă concentrez puțin și să am răbdare. Că de priceput chiar mă pricep, doar că de multe ori nu am răbdare, știți? Și știu că nu-i bine. Și tot fac. Dar unde suntem aici? Credeți că asta este cămara bunicii? Dar ce s-a întâmplat? Stai că avem aici, zice că avem o lopată. Ai, uitați o lopată. Bă, asta nu cred că e cămara asta. Pare să fie un fel de garaj, dar nu are ușă de garaj. Cred că este cămara. Faza este că... cred că s-ar putea să descoperim aici un secret. Ia uitați. Noi săpăm. Noi vrem să ieșim. Vrem să ieșim din casa ei, pentru că nu este o bunicuță de treabă. What? De ce noroc am avut? Cred că e de la tocuri. Deci voi vedeți, eu am călcat pe chestiile astea și nu am pățit nimic. Cred că de la tocurile astea de firmă. Mulțumesc tocurilor. Ce înseamnă să fii fashionable. Stați. Bă, i-au pus numai bătătoare de șnițele peste tot. Și acolo e ou. E ou cu pesme după aia. Prima dată dă șnițelul prin ou și după aia o să fie o parte în care o să fie prin pesme. Ia uite, aici le porționează. Zice, vrem mai subțiri, mai mici. Bucățele mai mici, vă rog. Pentru nepoți. Este! Bă, deci îmi plac șnițele și Carolinei îi plac șnițele la nebunie. Pot să zic că șnițele sunt unele din mâncărurile favorite ale Carolinei. Aaaa, mi-o reteza capul! Nu, uite, ați văzut? Deci nu aveam răbdare. Mă duceam chiar dacă știam că nu-i bine. Acum trebuie să-mi ducem pe partea asta. Cristina, te rog frumos, ai răbdare, bă, fată, bă! Stai să vedem. Uite așa. Ducem pe margine. Și acum. Simplu, ca bună ziua. Simplu ca bună ziua, știți vorba aia. Ați văzut? Deci totul se trece dacă ai răbdare în viață. Uite așa. Uite ce iarăși, porționare de șnițele. Mă, bunico, dar tu crezi că eu nu sunt gameriță? A fost foarte ușor pentru mine. Stai că vreau să văd. Mamă, ce centură roz ți-ai pus. Bă, frate, deci cunosc pe cineva care seamănă cu bunica ta. E și ea o bunică. Ce se întâmplă? Poți să-i arunc cu banane? Wow! A, eu să arunc banane. Aha! Bunico, poftim, calcă pe o banană. A, dar nu calcă, pur și simplu. Dar de ce nu calci? Stai că vreau să mai joc puțin pe aici, să ved unde e ușa pe care trebuie să mă duc. Bunico, lasă-mă să mă duc, te rog. Calcă și tu pe o banană aici. Nu se deschide ușa asta, nu se deschide. Bunico! Ce trebuie să fac aici? Miau. Au! Bă, fraților, deci la început am lăsat-o de drag. Că e cute, trebuie să recunoști că e cute. Dar după aia, deci mă uit aici și nu văd și o manivelă ceva care deschide ușa aia. Deci mă uit așa cu atenție. Deci ce trebuie să fac? Credeți că trebuie să o difituiesc pe bunică? Bunico, calcă și... Așa! Am defituit-o! Oh my god, nu! Trebuie să o defituiesc încă o dată. Gata, numai! S-au închis ușile! Don't let this show you, so hit you. Bun, hai să nu lăsăm aceste fierăstraie să ne taie. Ioi, am reușit! Ioi, am reușit din nou! Ioi! Auleu! Ioi! Hai, fată, așa! Este... Ne-am urcat aici, băi, deci pur și simplu, pe deasupra, bunicuța asta are o căsuță mică și dorăbănată. Ce crezi că e săracă? Și când intri în ea, ar uita mai căsuaia și pe desubt și cetate. Hai de mine aici, sigur, trebuie să iasă niște țepi, hă? Hai că mă duc să verificăm. Ați văzut?
Deci au ieșit țepii, doar faza este că eu port tocuri și mă ajută foarte mult. Mai îmi lasă câteva secunde până mă prind tocurile astea. Dar unde am interesat aici? Ce este asta? Ce? What? Auleu! Mamă, dar mă cam pricep. Ia uite-te. Aici e cu telecomandă, cu toate chestiile. Auleu, și unde trebuie să mă duc aici? Din prima, bă, fraților, deci din prima. Ați văzut câtă șmecherie? Super pricepută sunt. Acum faza este ce e acolo sus? Trebuie să apăsăm pe un buton sau ce? A, trebuie să ne luăm dintre astea plancuri. Bun, și o să le punem aici. Deci dacă aveam doar un singur plank și viața mea depindea de el, om eram. Om! Vă dați seama? Stați că era să sar pe acolo, noroc era balustradă. Deci numai Cristinica poate să facă așa ceva. Uite așa. Și eu sunt șmecheră și eu o iau pe asta. Și numai cu asta lucrez, că asta e de firmă și mie asta îmi place. Știți, decât să fac 7 drumuri, uite așa, e pe economie. Ți-ai una și tu o refolosești. Auleu. Este! Merit acolo aplauze că m-am descurcat fenomenal! Find the hidden key for the locked door. Ia uitați, găsește cheia ascunsă pentru ca să deschizi această ușă. Bun, unde poate să fie? Left door? Right door? Cred că aici, în sertare. Aaa, nu te pui cu mine, am găsit-o. De ce s-a întâmplat? Stai. A, s-a deschis prin puterea magiei. Mă pregăteam eu să scot cheia și s-a scos singur. Aoleu, n-am avut răbdare. O, dar nu mă leagă-ne dintre astea. Caroline i-ar plăcea foarte mult să se dea uța pe aici. Uța! Este! E, bunicuța asta încearcă să atragă nepoții. Stai că iarăși am ajuns la partea asta tehnologizată. S-au gândit, bă, te-ai descurcat din prima. Sigur te-ai priceput sau doar a fost așa norocul începătorului? Da, m-am priceput. Ați văzut? Find the two buttons to disable the lasers. Găsește cele două butoane ca să dezansamblezi laserele. Da, uite, acolo avem lasere, vedeți? Auleu, am găsit deja un buton. Dar bunica asta l-a pus aici. Cum să-l pui aici, așa de sus? Auleu. L-am dezansamblat. Ok, și mai trebuie să mai găsești încă un buton. Păi și celălalt buton unde-o fi? Uite-te. Ea are cămară cu butoane. Cămară cu lasere. Stai să vedem. Cred că le-am dezamorsat pe toate, nu? Este! Bă, bunica au zis că eu nu mai am bani de uși. Pensia e mică, am să-mi pun lasere. Ia uitați ce cetate are. Totuși, căsuța este măricică. Enter match. Dar ce, cu banane eu arunc în ea? Nu cred. Stai. Nu. Ce? Stai. Cine, care sunt eu? Asta sunt eu! Ce? Pe bune? Eu sunt robotul ăsta? Și Granny este toată Hulk? Stai, cum fac? Reload missiles. Bă, bunicuțo, te rog frumos, dai pe mine, bă, fată! Fată, dar dă-te jos, fată! Așa. Oai de mine, dar se supăr rău de tot. Băi, să nu aveți încredere în bunicuțele astea cu disgalbeni. Păi ia uitați, până la urmă se transformă în Hulk. Și au și puteri. Ia uite și voi. Ai de capul meu. Mi-a dat tot costumul jos. Hai, enter match. Bunicuță. Ai de mine, eu îi dau cu rachete. Hai că e lupta grea. Dar bă, rachetelor, dar de ce vă duceți în aer? Duceți-vă spre bunica asta. Așa. Fai de capul meu, nu mai are viață aproape deloc. Hai că o ducem bine. Nu cred, am defeat-o. We have defeated the angry granny. Mamă, deci asta este casa ei, uitați încă o nepoțică care iese de acolo. Ce teren mare are, ce curte mare, ce nebunie, stați puțin care stradă aici și trec mașini sau nu trece nimeni. Nimeni nu vine prin zona asta, cu toții știu că ea nu este de treabă. What? $700? Costă ca să te transformi în ea?
Nu cred. Băi, dar e adorabil papucii. Hai că să ne uităm puțin așa cu atenție la ea. Are glezne subțiri, ceea ce e bine. Are papuci super cute. Dar când te duci mai sus, dinții ăia... Hai de capul meu. A fost o nebunie totală acest joc. Vreau să spuneți în comentarii cât de bine m-am descurcat, pentru că eu cred că m-am descurcat super mega șmecher. Am trecut pe toate din prima. Vreți să mai facem episoade în care eu merg singură să vă arăt cât de gamiriță sunt? Și dacă nu sunt, învățăm împreună? Deci, apăsați butonașul de Coco Like, aștept laudele voastre în comentarii și ne vedem data viitoare! Pa!